Putere nemărginită de Anthony Robbins Secțiunea a doua Formula marelui succes Capitolul 17 Cum să te ancorezi succesului Descurcă-te cum poți, cu ce ai, acolo unde ești. De Theodore Roosevelt Există oameni. Eu sunt unul dintre ei. S-ar putea să fii și tu, căruia îi bate inima mai tare ori de câte ori vede un drapel american. Este o reacție ciudată dacă stai să o analizezi. În definitiv, un drapel nu este decât o bucată de pânză cu un model colorat decorativ. Nu are nimic fermecător în sine. Dar, în felul acesta de a vedea lucrurile, Lipsește un lucru de seamă. Da, e o bucată de pânză, dar în același timp, el reprezintă toate virtuțile și trăsăturile nației noastre. Așadar, atunci când cineva vede un drapel, vede și un simbol puternic a tot ce reprezintă națiunea noastră. Un drapel, ca și alte lucruri din ceea ce ne înconjoară, este o ancoră. Un stimul senzorial legat de una anume mănuchi de stări. O ancoră poate fi un cuvânt sau o expresie, o atingere sau un obiect. Poate fi ceva ce se vede, aude, se simte sau se miroase. Ancorele au o mare putere pentru că ele pot duce instantaneu la accesarea unor stări, puternice. Asta se întâmplă când vezi un drapel. Încerci imediat emoții și sentimente puternice, care reprezintă ceea ce simți pentru națiune ca un tot, pentru că aceste sentimente au fost legate sau asociate unei anumite culori și model de pânză. Lumea în care trăim este plină de ancore unele de profunzime altele superficiale Dacă încep să vă spun Winston are gustul este foarte probabil să spuneți automat așa trebuie să fie țigările Dacă vă întreb cum se scrie libertate cei mai mulți veți spune L I B E R T a, T, E. Ați putea crede că toate țigările au un gust îngrozitor. Știți probabil că libertate se scrie cum am spus mai devreme. Dar, reclama a fost așa de eficientă încât a ancorat un răspuns în mintea voastră, chiar dacă nu credeți în el. Dar, reacția este aceeași tot timpul. Vezi oamenii și intri imediat în starea respectivă, bună sau rea, în funcție de sentimentele pe care le-ai asociat. Auzi un cântec și îți schimbi starea instantaneu. Toate acestea sunt rezultatul ancorelor puternice. Dintr-un motiv foarte serios, această secțiune a cărții se încheie cu acest capitol despre ancore. Ancorarea este o metodă prin care experiența capătă permanență. Ne putem schimba reprezentările interioare sau fiziologia într-o clipă și putem obține rezultate noi, iar aceste schimbări presupun o gândire conștientă. Prin ancorare poți crea un mecanism de declanșare care poate fi acționat oricând. Și care te poate face automat să îți creezi starea pe care o dorești, și în orice situație, fără măcar să trebuiască să te gândești la ea. Atunci când ancorezi ceva în mod eficient, te vei putea folosi de acel lucru oricând vei dori. Ai învățat până acum din această carte nenumărate lecții și tehnici neprețuite. Ancorarea este cea mai solidă tehnică pe care o cunosc eu pentru canalizarea constructivă a puternicelor noastre reacții subconștiente în așa fel încât să le avem întotdeauna la dispoziția noastră. Citește cu atenție citatul cu care începe acest capitol. Ne dăm cu toții o să realizăm ceva cu ceea ce avem. Cu toții încercăm să scoatem cât mai mult din resursele pe care le avem la dispoziție. Ancorarea este o cale de a ne asigura că vom avea întotdeauna acces la resursele noastre, cele mai bogate. Este un mod de a ne asigura că avem întotdeauna Ceea ce ne trebuie. Ne ancorăm tot mereu. De fapt, este imposibil să nu o facem. Orice proces de ancorare este o asociere creată de gânduri, idei, sentimente sau stări printr-un anume stimul. Vă mai amintiți când ați învățat despre Dr. Ivan Pavlov? Pavlov folosea câinii înfometați, cărora le punea o bucată de carne într-un loc de unde îi puteau simți mirosul, puteau să o vadă, dar nu puteau să ajungă la ea. Această bucată de carne a devenit un stimul puternic care le trezea câinilor senzația de foame. Imediat după aceea, câinii Salivau puternic. Și atunci când salivau astfel, Pavlov făcea să sune continuu o sonerie cu o anumită tonalitate. În curând, nu a mai fost nevoie de carne. Doar suna soneria și câinii salivau, ca și când exista bucata de carne. El crease o legătură neurologică între sunetul soneriei și starea de foame sau salivație. Din acel moment, nu mai era nevoie decât să sune soneria și câinii intrau efectiv într o stare de salivare. Și noi trăim într o lume de stimul-răspuns, în care comportamentul uman constă din răspunsuri neconștiente programate. De exemplu, mulți oameni stresați caută imediat o țigară, alcool sau, în unele cazuri, ceva de ronțăit. O fac fără să se gândească. Sunt precum câinii lui Pavlov, dar mulți dintre acești oameni ar vrea să-și schimbe comportamentul. Ei simt că acest comportament este inconștient și necontrolabil. Secretul este să devii conștient de acest proces în așa fel încât acelea ancore să nu te mai sprijine, să le poți elimina și înlocui prin noi legături stimul-răspuns care te transpun automat în stările dorite. Așadar, cum se creează ancorele? Ori de câte ori o persoană se află într-o stare de mare intensitate, mintea și corpul sunt ambele profund implicate. Iar în punctul culminant al stării, este trimis continuu un stimul simultan, stimulul și starea unindu-se din punct de vedere neurologic. Cântăm imnul național, creăm în corp anumite sentimente și privim drapelul. Rostim jurământul de credință și privim drapelul. După puțină vreme, este de ajuns doar să privim drapelul, și automat se declanșează acel sentiment. Și totuși, nu toate ancorele sunt niște asocieri pozitive. Unele sunt neplăcute sau chiar mai rău. După ce plătești o amendă pentru depășirea vitezei, te încearcă un sentiment trecător de scufundare. Ori de câte ori treci prin acel loc pe autostradă. Ce simți când vezi un girofar roșu în oglinda retrovizoare? Îți schimbă starea instantaneu și automat? Intensitatea stării de origine este unul dintre lucrurile care afectează puterea unei ancore. Câteodată, oamenii trăiesc o experiență neplăcută, Atât de intensă, precum o ceartă cu soțul sau săția, ori cu șeful, încât, din acel moment, ori de câte ori văd fața persoanei respective, îi cuprinde furia. Și din acel moment, relația lor sau slujba lor își pierde tot farmecul. Dacă aveți adesea ancore negative, acest capitol vă va învăța cum să le înlocuiți cu niște ancore pozitive. Nu va trebui să o conștientizați de fiecare dată. Se va întâmpla automat. Multe ancore sunt plăcute. Poți asocia un anumit cântec al formației Beatles cu o vară minunată, și apoi, tot restul vieții, ori de câte ori auzi acel cântec, Îți aduci aminte de acea vreme. Poți încheia o întâlnire perfectă, mâncând cu cineva o plăcintă cu mere și înghețată de ciocolată, și, din acel moment, acesta devine desertul tău preferat. Nu te mai gândești la acele lucruri mai mult decât o făceau câinii lui Pavlov, dar poți trăi în fiecare zi asemenea experiențe ancoratoare. Care condiționează un anumit răspuns. Cei mai mulți dintre noi suntem ancorați absolut la întâmplare. Suntem bombardați cu mesaje de la televiziune, radio și viața de zi cu zi. Unele devin ancore, altele nu. Este o chestiune doar de întâmplare. Dacă te afli într-o stare intensă, fie ea bună sau rea, atunci când iei contact cu un anume stimul, există șanse să te ancorezi. Continuitatea unui stimul este o legătură solidă sau un instrument de ancorare. Dacă auzi un anumit lucru destul de des, așa cum sunt anunțurile din reclame, sunt mari șanse să se ancoreze în sistemul tău nervos. Vestea bună este că poți învăța să-ți controlezi procesul de ancorare în așa fel încât să-ți poți instala ancore pozitive și să le îndepărtezi de cele negative. În decursul istoriei, lideri de seamă au știut cum să folosească ancore culturale în jurul lor. Atunci când un politician se înfășoară în drapel, el încearcă să folosească toată vraja acelei ancore puternice. Încearcă să se conecteze la toate emoțiile pozitive pe care le include acel drapel. În cel mai bun caz, acel proces poate crea o legătură obișnuită, sănătoasă, de patriotism și raport. Gândiți-vă ce simțiți. Când urmăriți o paradă în Ziua Națională, este cumva de mirare că niciun candidat la postul de președinte nu ratează să se arate în public la o asemenea paradă din Ziua Națională? În cel mai rău caz, ancorarea poate declanșa manifestări înspăimântătoare de urățenie colectivă. Hitler, era un geniu în materie de ancorare. El lega anumite stări mentale de zvastică, de trupe care merg în pas de gâscă și adunări în masă. El îi transpunea pe oameni în stări intense, după care le administra stimuli unici și puternici, până când nu mai trebuia mai târziu decât să le ofere din nou aceiași stimul, precum ridicarea mâinii cu palma deschisă în gestul de salut, ca să stârnească întreaga emoție legată de aceștia. Folosea în mod constant aceste unelte ca să manipuleze emoțiile, și, deci, stările și comportamentele unei întregi națiuni. În capitolul despre reîncadrare, am remarcat că aceiași stimuli pot avea înțelesuri diferite în funcție de cadrul pe care îl puneam în jurul lor. Și ancorarea se poate face atât în sens pozitiv, cât și negativ. Hitler a legat emoții pozitive, puternice, de mândrie, de simbolurile naziste. Pentru membrii partidului său. Le-a legat și de stări de teamă pentru adversarii lui. Avea svastică pentru un membru al comunității evreiești, același înțeles ca și pentru un soldat din trupele de asalt? Evident că nu. Și totuși, comunitatea evrească a luat cu ea această experiență în istorie. Și a creat o puternică ancoră pozitivă pentru a ajuta o să clădească o națiune și să o protejeze cu ceva ce ar putea să pară un destin imposibil. Ancora auditivă, să nu se mai repete niciodată, pe care o folosesc mulți evrei, îi transpune într-o stare de angajare totală, să facă tot ce le stă în puteri. Ca să-și protejeze drepturile de suveranitate. Numeroși analiști politici au considerat drept o greșeală încercarea lui Jimmy Carter de a demistifica postul de președinte al Statelor Unite. La începutul mandatului său, cel puțin, el a retezat ancorele cele mai puternice ale președinției pompa și ceremonia, lucruri de felul intonării cântecului, salutarea șefului cel mare. Intenția s-ar putea să fie de admirat, dar din punct de vedere tactic, probabil că a fost prostească. Liderii au cea mai mare trecere atunci când pot face uz de ancore puternice pentru a obține un sprijin cât mai mare. Puțini președinți s-au înfășurat vreodată în drapel cu atâta insistență ca Ronald Reagan. Indiferent dacă vă place sau nu politica adusă de el, este greu să nu te minunezi de maestria lui sau de aceea sfătuitorilor lui în materie de simbolism politic. Ancorarea nu se rezumă doar la cele mai profunde emoții și trăiri. Actorii buni de comedie știu cum să folosească o anumită tonalitate, expresie sau fiziologie pentru a stârni râsete instantaneu. Cum reușesc oare? Fac ceva care să te facă să râzi și când ești în această stare intensă, îți mai servesc un stimul unic și specific, precum un zâmbet sau o expresie facială, ori poate o anumită tonalitate a vocii. Și fac acest lucru în mod constant, până când starea de râs este legată de expresia feței lor. În curând este de ajuns să facă doar mutra aceea și nu mai poți să-ți ții râsul. Richard Pryor este maestru în așa ceva și Johnny Carson are publicul la degetul cel mic. Nu trebuie decât să facă mutra lui cu vârful limbii proptit în obraz și înainte de a fi terminată de spus o glumă, publicul izbucnește în râs. A făcut-o de atâtea ori înainte, că ei știu ce urmează și mintea lor declanșează aceleași stări. Și ce se întâmplă când Rodney zice – de exemplu, nevastă mea. Cuvintele nu au în sine nimic amuzant, dar expresia este ancorată într-o glumă atât de bine cunoscută încât aproape oricine poate spune acele trei cuvinte și se pune pe râs. Să vă dau un exemplu, dintr-o vreme când puteam face uz la maximum de ancore. Împreună cu John Grinder, purtam negocieri cu ofițeri din Armata Statelor Unite ca să alcătuim o serie de noi modele de antrenament pentru a optimiza activitatea într-o mulțime de domenii. Generalul cu care discutasem ne-a mijlocit o întâlnire cu ofițerii din acele domenii pentru a stabili ore, prețuri, localizări și alte amănunte ne-am întâlnit cu ei într-o mare sală de conferințe, la o masă în formă de potcoavă. În capul mesei se afla scaunul pe care stătea de obicei generalul. Chiar dacă el nu se afla acolo, era limpede că scaunul lui era cea mai puternică ancoră din sală. Toți ofițerii au tratat acest scaun cu un respect de desăvârșit. Acolo se luau deciziile, acolo se dădeau ordine ce nu puteau fi comentate. Atât John cât și eu am trecut prin spatele scaunului, atingându-l, ba chiar așezându-ne pentru o clipă pe el. Am făcut acest lucru până când ne-am asigurat, de o parte, din receptivitatea ofițerilor respectivi față de general și față de acest simbol al autorității lui. Când a venit momentul să prezint prețul pe care voiam să-l cer, m-am așezat pe scaunul de lângă cel al generalului și le-am spus pe tonul cel mai hotărât și poruncitor, dublat de fiziologia respectivă, cât vroiam să fim plătiți. Mai devreme ne cam ce o vă în legătură cu prețul, dar de data aceasta nu au mai obiectat absolut nimic pentru că făcusem uz de ancora scaunului generalului am putut negocia un preț rezonabil fără să mai pierdem vremea cu mai lăsăm noi mai dați voi negocierile erau încheiate de așa natură de parcă le comandasem Majoritatea negocierilor la nivel înalt fac uz de procese eficiente de ancorare. Ancorarea este un instrument folosit de mulți sportivi profesioniști. Poate că ei nu-i spun așa, sau poate că nici nu o conștientizează, și cu toate acestea folosesc principiul Sportivii care sunt cunoscuți ca jucători de angrenaj sunt puși în mișcare sau ancorați în situații pe viață și pe moarte, să intre în stările lor cele mai productive și eficiente, din care reușesc să obțină rezultate remarcabile. Unii sportivi fac anumite lucruri ca să se transpună într-o anumită stare. Jucătorii de tenis folosesc un ritm anume pentru a bate mingea sau o anumită schemă de respirație pentru a se transpune în starea lor cea mai bună înainte să servească. Am folosit ancorarea și reîncadrarea lucrând cu Michel O'Brien, câștigătorul medaliei de aur la 1500 de metri liber la Olimpiada din 1984 i-am reîncadrat convingerile limitative și am ancorat stările optime de focul de revolver care dă plecarea în cursă, făcându-l să-și amintească stimulul muzicii pe care o ascultase înaintea unei întreceri din care ieșise învingător în fața adversarului său de la Olimpiadă. Și, de la linia neagră, de pe fundul bazinului, asupra căreia trebuia să se concentreze atunci când înota. Rezultatul obținut în acea stare de grație era acela pe care și-l dorea cu ardoare. Așadar, haideți să vedem mai îndeaproape cum puteți genera, în mod conștient, o ancoră pentru voi sau pentru alții. Există două trepte elementare. Mai întâi, trebuie să te pui tu sau persoana pe care vrei să o ancorezi într-o stare specifică pe care vrei să o ancorezi. Apoi, trebuie să generezi constant un stimul unic pe măsură ce persoana trăiește punctul culminant al acelei stări. De exemplu, când cineva râde, se află într-o stare specifică continuă. În acel moment, este angrenat întregul său corp. Dacă îi presezi urechea cu o forță egală, unică și specifică și simultan faci un anume sunet de mai multe ori, poți reveni mai târziu cu același stimul, presiunea și sunetul, iar persoana respectivă se va porni din nou în râs. Un alt mod de a crea o ancoră de încredere pentru cineva este să-i ceri să-și amintească o vreme când se afla în starea pe care și-ar dori să o declanșeze pe loc, apoi până-l să pășească înapoi în acea trăire, în așa fel încât să-și o asocieze pe de-a întregul. Și să aibă acele senzații în corp. Când face acest lucru, vei începe să observi schimbări în fiziologia lui, expresii ale feței, atitudine, respirație. Când vezi că aceste stări se apropie de un punct culminant, aplică imediat un stimul specific și unic, de mai multe ori. Poți amplifica, efectul acestor ancore, ajutând persoana să se transpună mai repede într-o stare de încredere. De exemplu, să-ți arate cum anume stă atunci când este încrezător și în momentul când își schimbă atitudinea, aplică-i stimulul. Apoi, îi poți cere să-ți arate cum respiră atunci când se simte complet încrezător, și atunci când exemplifică, aplică-i din nou acel stimul. Apoi, întreabă-l ce și zice în sinea lui atunci când se simte absolut încrezător și cerei să ți-o spună pe tonul cu care și-o spune lui. Și când face acest lucru, aplică-i din nou acel stimul. De exemplu, Strângeri de umăr de fiecare dată în același loc. Odată ce crezi că ai deja o ancoră, trebuie să o testezi. Mai întâi, transpune persoana într-o stare nouă sau neutră. Cea mai ușoară cale să obții acest lucru este să o faci să-și schimbe fiziologia sau să se gândească la ceva complet diferit. Apoi, ca să testezi ancora, aplică-i doar stimulul corespunzător și observă. Are aceeași fiziologie ca atunci când se afla în stare? Dacă da, atunci ancora ta este eficientă. Dacă nu, înseamnă că ai sărit peste unul dintre secretele unei ancorări reușite. 1. Pentru ca o ancoră să fie eficientă, atunci când aplici stimulul, persoana respectivă trebuie să fie într o stare asociată continuă, fiind implicat întregul corp. Aceasta este o stare intensă. Cu cât este mai intensă, cu atât este mai ușor de ancorat, iar ancora va fi cu atât mai durabilă. Dacă ancorezi pe cineva în timp ce o parte a lui se gândește la ceva anume și o alta la altceva, stimulul se va lega de mai multe semnale diferite și astfel nu va fi la fel de puternic. Tot astfel, după cum am afirmat mai înainte, dacă o persoană urmărește o vreme în care a simțit ceva anume și tu o ancorezi în această stare, atunci în momentul în care aplici stimulul în viitor, aceasta se va lega de vizionarea acelei imagini și nu de asocierea minții și a corpului pe de-a întregul. 2. Trebuie să aplici stimulul în punctul culminant al trăirii. Dacă faci ancorarea prea devreme sau prea târziu, nu vei cuprinde întreaga intensitate. Poți recunoaște punctul culminant al trăirii, urmărind persoana respectivă când intră în stare și când starea începe să scadă în intensitate. Sau, poți obține ajutorul persoanei, cerându-i să te anunțe atunci când este aproape să atingă punctul culminant. Și folosește acel indiciu pentru a depista momentul cheie în care să aplici stimulul unic. 3. Trebuie să alegi un stimul unic. Este esențial ca ancora să trimită un semnal limpede și neconfundabil către creier. Dacă cineva se transpune într-o stare specifică intensă, iar tu încerci să o legi de, să zicem, o privire pe care o adresezi acelei persoane tot timpul, probabil nu va fi o ancoră eficientă, pentru că nu este unică, și creierul lui va fi greu să distingă un semnal specific din ea. Tot astfel, o strângere de mână s-ar putea să fie la fel de ineficientă, pentru că este un gest pe care îl faci mai mereu. Deși ar putea să meargă dacă faci acest gest într-un fel anume unic. De exemplu, o anume strângere cu o anume localizare, etc. Cele mai bune ancore combină mai multe sisteme reprezentaționale: vizual, auditiv, tactil și așa mai departe. În același timp, pentru a alcătui un stimul unic pe care creierul să-l poată asocia mai ușor, unui înțeles special. Așadar, ancorarea unei persoane cu ajutorul unei atingeri și a unui anume ton, al vocii, va fi de obicei mai eficientă decât ancorarea doar printr -o atingere. 4. Pentru ca o ancoră să funcționeze, trebuie să o reproduci exact. Dacă transpui pe cineva într-o stare și îi atingi omoplatul într-un punct anume, cu o anume apăsare, nu poți rechema mai târziu acea ancoră atingându-l într-un alt loc sau cu o altă apăsare. Dacă procedura de ancorare pe care o folosești respectă aceste patru reguli, ea va fi eficientă. Unul dintre punctele pe care le urmăresc să le insuflu oamenilor atunci când calcă pe cărbuni încinși, este să genereze ancure care să le mobilizeze cele mai productive energii pozitive. Îi trec printr-un proces de călire, în care fac un gest de reușită cu pumnul strâns, de câte ori izbucnesc să-și pună în acțiune energiile lor cele mai puternice. Către sfârșitul serii, ei pot să facă acest gest. Și să simtă imediat cum îi cuprinde un val de energie productivă. Hai să facem acum un exercițiu simplu de ancorare. Ridicați-vă în picioare și gândiți-vă la un moment dat când erați pe deplin încrezători, când știați că vă putea reuși orice ați fi încercat să faceți. Puneți-vă corpul în aceeași fiziologie în care se afla atunci. Stați așa cum stăteați atunci când erați pe deplin încrezător. Când sunteți în punctul culminant al acelui sentiment, faceți acel gest de reușită cu pumnul strâns și spuneți: Da, cu tărie și siguranță. Respirați în felul în care respirați atunci. Când erați pe deplin încrezător. Faceți apoi, din nou, același gest cu pumnul. Spuneți da în aceeași tonalitate. Și acum vorbiți cu tonul unei persoane absolut încrezătoare și stăpâne pe situație. Făcând acest lucru, din nou strângeți pumnul și spuneți da în același fel. Dacă nu vă amintiți de un asemenea moment, gândiți-vă cum ar fi dacă ați trăi o astfel de experiență. Puneți-vă corpul în fiziologia corespunzătoare, dacă știți cum este să vă simțiți total încrezător și stăpân pe situație. Respirați ca și când v-ați simți total încrezător. Aș vrea chiar să faceți acest lucru. Ca pe orice exercițiu prezentat în această carte. Nu vă folosește doar să citiți despre aceste exerciții. Dacă le și faceți, veți constata că fac minuni. Și acum, așa cum stați în picioare, într-o stare de încredere totală, în punctul culminant al acelei experiențe, Strângeți pumnul ușor și spuneți da, pe un ton hotărât. Fiți conștient de forța pe care o aveți la dispoziție, remarcabilele resurse fizice și mentale pe care le aveți și simțiți valul puternic de energie centrat în jurul vostru. Luați-o de la capăt și faceți acest lucru. Iar și iar, de 5-6 ori, simțindu-vă tot mai puternic de fiecare dată, creând o asociere în sistemul vostru nervos către gestul cu pumnul strâns și pronunțarea cuvântului da. Schimbându-vă apoi starea, schimbați-vă și fiziologia. Faceți acum gestul cu pumnul strâns, tot așa ca atunci când erați ancorat, și vedeți ce simțiți. Faceți acest lucru de mai multe ori în zilele care urmează. Transpuneți-vă în cea mai încrezătoare și mai puternică stare pe care o știți. Iar atunci când trăiți punctul culminant al acestei stări, Faceți gestul acela cu pumnul strâns într-un fel unic. Nu peste mult timp veți constata că făcând gestul cu pumnul strâns, veți aduce instantaneu în actualitate acea stare după cum doriți. S-ar putea să nu se petreacă așa lucrurile de la prima sau a doua încercare, dar nu va trebui să treacă prea mult timp înainte să puteți face constant acest lucru. Vă puteți ancora numai după una sau două repetiții dacă starea este destul de intensă și dacă stimulul este unul destul de unic. Odată ce v-ați ancorat în acest fel, ar trebui să folosiți acest avantaj cu prima ocazie, când veți fi într-o stare complicată, puteți face gestul cu pumnul strâns și vă veți simți plin de energie. Ancorarea are atât de multă putere pentru că vă aliniază sistemul nervos într-o clipă. Gândirea pozitivă tradițională vă cere să vă opriți și să vă gândiți. Chiar ca să vă transpuneți într-o fiziologie puternică, vă trebuie niște timp și efort conștient. Ancorearea funcționează într-o clipă și punându-vă în acțiune energiile voastre cele mai mari. Este important pentru voi să știți că ancorele pot fi consolidate foarte mult dacă sunt stivuite, adică puse una peste alta adunând la un loc, după un principiu cumulativ, mai multe experiențe productive de același fel sau asemănătoare. De exemplu, mă transpun într-una din stările mele cele mai energice și centrate, intrând într-o fiziologie și o atitudine asemănătoare cu acelea ale unui maestru de karate. În această stare am parcurs sute de straturi de cărbuni încinși. Am făcut sute de salturi în cădere liberă. Am înfruntat încercări extreme de tot felul. În fiecare din aceste situații, atunci când am reușit să mă transpun în stările cele mai productive, aflat în punctul culminant al trăirii, am făcut un gest unic Strângând pumnul. Așa că, acum, când fac acest gest, toate acele sentimente puternice și fiziologii se declanșează în mod automat în sistemul meu nervos. Este un sentiment mai înălțător decât s-ar putea spera vreodată să se obțină ca efect al vreunui drog. Am sărit de la mare înălțime cu parașuta. Am făcut salturi pe timp de noapte în Hawaii. Am dormit în marile piramide. Am înnotat alături de delfini. Am mers pe cărbuni încinși. Spărgând multe bariere și câștigând competiții sportive. Toate deodată. Cu cât mă transpun mai des în această stare și îi adun noi experiențe pozitive puternice, cu atât îi ancorez mai multă forță și succes. Este un alt exemplu de succes ciclic. Succes la succes trage. Forța și rezultatele bogate atrag după ele mai multă forță și mai multe resurse. Vă propun să faceți o încercare. Mergeți și încercați să ancorați în stări pozitive trei persoane diferite determinațiile să își amintească de câte un moment din viața lor când se simțeau exuberante. Asigurați-vă că retrăiesc din plin acele experiențe și ancorați-le de mai multe ori în aceeași stare. Apoi, discutați cu acele persoane și testați ancorele atunci când nu sunt atente. Se întorc la aceleași stări? Dacă nu, verificați dacă ați aplicat corect schema în patru puncte și ancorați-le din nou. Dacă ancora nu declanșează starea dorită, înseamnă că ați sărit peste unul din puncte. Poate că voi sau cealaltă persoană nu v-ați aflat într-o stare specifică și pe deplină asociată. Poate că ați aplicat ancora într-un moment nepotrivit după ce a trecut punctul culminant al stării. Poate că stimulul nu a fost suficient de distinct sau poate că nu l-ați repetat în tocmai atunci când ați încercat să rechemați experiența ancorată. În toate aceste cazuri, nu aveați nevoie decât de acuitatea senzorială ca să vă asigurați că ați făcut corect ancorarea și atunci când o faceți din nou, să operați schimbările necesare din noua încercare, până când obțineți ancora care funcționează. Iată încă o sarcină. Alegeți trei sau cinci stări sau sentimente pe care ați vrea să le aveți la degetul mic. Apoi, ancorațele unei anumite părți din voi, în așa fel încât să aveți un acces ușor la ele. Să zicem că sunteți tipul de persoană care se află într-un impas să ia o decizie, dar ați vrea să vă schimbați. Ați vrea să fiți mai hotărât. Pentru a ancora sentimentul că sunteți capabil să luați o decizie mai repede, mai eficient și mai ușor, puteți selecta încheietura degetului arătător. Gândiți-vă apoi la un moment din viața voastră când v-ați simțit a fi foarte hotărât. Intrați mental în acea stare și asociați-vă acesteia pe de-a întregul în așa fel încât să vă simțiți în același fel în care vă simțeați atunci. Încercați să trăiți voi înși voi experiența luării acelei hotărâri importante din trecut. La punctul culminant al experienței, atunci când simțiți cum nu se poate mai hotărât, ciupiți-vă încheietura degetului. Și închipuiți-vă un sunet în mintea voastră, precum cuvântul da. Apoi gândiți-vă la o altă experiență de același fel, și atunci când sunteți în punctul culminant al procesului de luare a deciziei, aplicați același tratament încheieturii și produceți același sunet. Faceți acest lucru de 5 sau 6 ori. Pentru a stivui o serie de ancore solide. Acum, gândiți-vă la o hotărâre pe care trebuie să o luați. Gândiți-vă la toți factorii de care trebuie să țineți seama. Apoi, ajungeți până la ancoră și aruncați-o. Iar în acel moment, ar trebui să puteți lua decizia repede și ușor. Puteți folosi încheietura unui deget pentru a ancora senzația de relaxare, dacă trebuie. Eu am ancorat sentimentul de creativitate de una din încheieturi. Nu am nevoie decât de câteva momente ca să mă simt fixat în creativitate. Luați-vă să selectați cinci stări și să le instalați. Apoi, Distrați-vă folosindu-le ca să vă dirijați sistemul nervos cu viteză și o mare acuratețe. Vă rog să încercați chiar acum acest lucru. Ancorarea se face cel mai eficient atunci când persoana care a fost ancorată nu știe ce s-a întâmplat. În cartea sa, Keeping Faith, păstrând credința, Jimmy Carter dă un exemplu de ancorare de excepție. În timpul discuțiilor privind controlul armelor, Leonid Breșnov l-a surprins punându-și mâna pe urmărul lui Carter și spunând într-o engleză desăvârșită Jimmy, dacă nu reușim, Dumnezeu nu ne va ierta. Peste ani, în timpul unui interviu la televiziune, Carter l-a descris pe Breșnev ca pe un om al păcii și a preluat istoria. În timp ce povestea, Carter chiar a ridicat brațul și și-a atins umărul, spunând, îi mai simt și acum mâna pe umăr. Carter își amintește atât de limpede acea trăire, pentru că Breșnov l-a surprins folosind o engleză desăvârșită și vorbind despre Dumnezeu. Fiind un om foarte credincios, pe Carter l-a impresionat profund ceea ce a spus Breșnov. Momentul cheie fiind acela în care Breșnov l-a atins. Intensitatea senzației pe care i-a lăsat lui Carter, ca și importanța întâmplării, practic garantează că el își va aminti această experiență tot restul vieții lui. Ancorarea poate fi extrem de reușită în învingerea temerilor și în schimbarea comportamentelor. Să vă dau un exemplu de ancorare pe care o folosesc la seminariile mele. Cer cuiva, bărbat sau femeie, care are probleme să se descurce cu o persoană de sex opus, să vină în fața celorlalți. De curând s-a oferit voluntar un tânăr oarecum timid. Când l-am întrebat cum se descurcă atunci când vorbește cu o femeie necunoscută sau îi cere o întâlnire unei astfel de persoane, i-am remarcat o reacție fizică imediată. Umerii i-au căzut și a îndreptat privirea în jos iar vocea i-a devenit nesigură. Nu mi-e în tocmai la îndemână să fac așa ceva, a spus el. Dar nu mai era nevoie să spună ceva. Fiziologia lui deja îmi spusese tot ce trebuia să aflu. I-am întrerupt starea, întrebându-l dacă își amintește de vreun moment în care se simțea foarte încrezător, mândru și sigur pe el. Un moment când știa că va avea succes. A dat din cap că da și l-am îndreptat către acea stare. L-am făcut să ia atitudinea de atunci și să respire cum respira atunci, ca să se simtă încrezător în orice privință, așa cum era atunci. I-am cerut să se gândească la ceea ce i-a spus cineva la acea vreme, când se simțea încrezător și mândru și să-și amintească lucrurile pe care le spusese în sinea lui atunci când se afla în acea stare. Când era în culmea experienței sale, l-am atins pe umăr. L-am condus apoi de multe ori prin acea experiență. M-am asigurat de fiecare dată că a simțit și a auzit Exact aceleași lucruri. Când se afla în punctul culminant a experienței, i-am administrat aceeași atingere de ancorare. Luați aminte! Ancorarea reușită depinde de repetarea precisă, așa cum am avut grijă să-l ating în același fel și să-l pun de fiecare dată exact în aceeași stare. În această fază, reacția era destul de bine ancorată, așa că trebuia să o testez. I-am întrerupt brusc starea și l-am întrebat din nou ce părere avea despre femei. Imediat a început să cadă din nou în fiziologia aceea deprimată. I-au căzut umerii, respirația i s-a oprit. În momentul când i-am atins umărul, pe locul unde stabilisem ancora, corpul său a început automat să treacă înapoi în fiziologia aceea productivă. Este uimitor să vezi cum, prin ancorare, starea cuiva se poate schimba brusc de la disperare sau teamă la încredere. În acea fază din proces, o persoană își poate atinge umărul sau orice alt loc pe care l-a ales pentru ancorare și își poate declanșa starea dorită ori de câte ori vrea. Dar putem împinge lucrurile și mai departe. Putem transfera această stare pozitivă chiar stimulilor care generau înainte sentimentele de neproductivitate. Iată cum! I-am cerut tânărului să aleagă o tânără atrăgătoare din public, cineva pe care, în mod normal, nici în vis, n-ar îndrăzni să o abordeze. A ezitat o clipă, până când i-am atins umărul. În clipa când l-am atins, atitudinea corpului său s-a schimbat și el a ales o femeie atrăgătoare. I-am cerut acelei femei să vină în fața tuturor. I-am spus apoi că acel tip va încerca să îi ceară o întâlnire și că ea trebuia să îl refuze categoric. Am atins din nou umărul lui, iar el a intrat în fiziologia productivă. Privirea era îndreptată în sus, respirația profundă, umerii erau drepți. S-a îndreptat către ea și i s-a adresat. Salut! Ce faci? Ea, ea a întors dăm pace. Dar nu l-a deranjat. Înainte era suficient să privească o femeie ca să-i dea peste cap întreaga fiziologie. De data asta, doar a zâmbit. Am continuat să-i ating umărul, iar el a continuat să-i vorbească. Cu cât îl respingea, mai vehement, cu atât mai stabil, el era. A continuat să fie productiv și încrezător, chiar după ce mi-am retras mâna de pe umărul lui. Creasem o nouă legătură neurologică care îl făcea acum să devină și mai productiv când vedea o femeie frumoasă și când întâmpina respingere. În cazul de față, Femeia l-a întrebat în cele din urmă. N-ai de gând să mă lași în pace? Iar el i-a răspuns cu o voce profundă. Nu recunoști niciodată când celălalt este mai puternic? Tot publicul a izbucnit în hohote de râs. Se afla acum într-o stare foarte energică prin forțele proprii, iar stimulul care îl susținea era acea femeie frumoasă, și sau respingerea ei. Același stimul care îl înspăimânta mai înainte. Pe scurt, luasem o ancoră și o transferasem, ținându-l într-o stare energică în timp ce ea continua să-l respingă. Creierul lui a încercat să asocieze respingerea ei cu o stare de calm încrezător. Cu cât ea îl respingea mai mult, cu atât devenea el mai relaxat, încrezător și calm. Este extraordinar să vezi o asemenea transformare care apare în decurs de câteva momente. Întrebarea care se naște logic este: bine, bine, este grozav că se întâmplă așa într-un seminar, dar cum vor sta lucrurile în lumea reală? Se stabilește aceeași buclă stimul-răspuns. De fapt, oamenii împreună cu care lucrăm ies seara și se întâlnesc cu alți oameni. Iar rezultatele sunt uimitoare. Pentru că teama dispare, încep să dezvolte relații cu oameni care nu i-ar fi abordat niciodată înainte. Și dacă stați să vă gândiți nu-i nimic chiar atât de uimitor în asta. La urma urmei, pe măsură ce creșteți, trebuie să învățați cum să reacționați la respingere. Există nenumărate modele. Acum aveți la dispoziție un set nou de răspunsuri neurologice din care să alegeți. Un bărbat care a participat la un seminar cu doi ani în urmă și căruia îi era tare teamă de femei, este acum un cântăreț înconjurat numai de femei, și asta îi place tare mult. Folosesc variante ale acestei situații la orice seminar de revoluționare mentală pe care îl conduc, și în fiecare caz, schimbarea persoanei respective este remarcabilă. Mai folosesc variante ale acestei tehnici de ancorare și pentru a modifica răspunsuri fobice. Dacă vei face ce ai făcut dintotdeauna, vei obține ceea ce ai obținut mereu. Citat anonim: Este esențial să fii conștient de ancorare pentru că este ceva ce se petrece mereu în jurul nostru. Dacă ești conștient de momentul în care se petrece, te poți ocupa de ea și o poți schimba. Dacă nu îți dai seama de existența ei, te poți înșela în privința stărilor care vin și trec aparent fără noimă. Vă voi da un exemplu banal. Să zicem că a murit cineva în familia unui om. Acel om se află într-o stare de mâhnire profundă. La înmormântare. Un număr de oameni vin și îl ating cu compasiune pe partea superioară a brațului drept, prezentându-i condoleanțe. Dacă îl ating astfel suficient de mulți oameni, iar el rămâne în aceeași stare de deprimare în tot acest timp, acel fel de atingere în acel loc, poate și chiar reușește de cele mai multe ori să le țină ancorat în starea de deprimare. Apoi, multe luni mai târziu, când cineva îl atinge exact în acel loc și cu aceeași apăsare, dar într-un context complet diferit, poate declanșa același sentiment de mâhnire, iar omul nu va ști de ce are acel sentiment. Ți s-a întâmplat vreodată să trăiești o asemenea experiență? Când dintr-o dată te simți deprimat și nici măcar nu știi de ce? Este foarte posibil să se întâmple așa ceva. Poate că nici nu ești conștient de cântecul care se aude în surdină. Un cântec pe care îl legai de cineva care te iubea odată și care nu mai este în viața ta. Ori, poate vreo privire anume pe care ți-o adresa cineva. Țineți minte, ancorele funcționează fără să ne dăm seama. Să vă ofer câteva tehnici pentru a vă descurca cu ancorele negative. Una dintre ele este să pui față în față două ancore opuse ca acțiune. Să luăm sentimentul ancorat de mâhnire, declanșat de înmormântare. Dacă este ancorat pe partea de sus a brațului drept, una din soluții este să ancorezi tot în acel loc un sentiment contrar, cele mai puternice, energice sentimente ale tale. Dacă declanșezi ambele ancore în același timp, vei constata că se petrece ceva extraordinar. Creierul tău. Le conectează pe amândouă în sistemul tău nervos. Apoi, ori de câte ori este atinsă una din ancore, oricare din cele două, el trebuie să aleagă între cele două răspunsuri. Și creierul va alege aproape întotdeauna răspunsul pozitiv. El se va transpune într-o stare negativă. Ori vei intra într-o stare neutră. În care cele două ancore s-au neutralizat una pe cealaltă. Ancorarea este hotărătoare dacă vrei să dezvolți o relație intimă de lungă durată. De exemplu, soția mea, Becky, și cu mine călătorim foarte mult împreună, împărtășind aceste idei cu oameni din toată țara. Ne transpunem constant în stări pozitive și adesea, ne privim și ne atingem unul pe celălalt în cursul acestor experiențe de vârf. Drept urmare, relația noastră este încărcată cu ancore pozitive ori de câte ori ne privim față în față. Se declanșează acele momente puternice, drăgăstoase, fericite. Din potrivă, atunci când o relație ajunge un punctul în care cei doi parteneri nu se mai pot suferi unul pe celălalt, motivul îl constituie de cele mai multe ori ancorele negative. În fiecare relație poate exista o perioadă în care cei doi își asociază unul celuilalt mai multe trăiri negative decât pozitive. Dacă se văd constant atunci când se află în acele stări, Sentimentele se leagă între ele. Uneori este de a ajuns să se uite unul la celălalt ca să-și dorească să nu mai fie împreună. Aceasta se întâmplă mai ales când cei doi se ceartă des și dacă, în timpul acestor accese de furie, fiecare face remarci destinate să-l rănească sau să-l înfurie pe celălalt țineți minte să folosiți tipare de întrerupere aceste stări intense ajung să fie legate de fața celeilalte persoane după o vreme fiecare dintre cei doi își dorește să fie cu altcineva poate cineva nou cineva care reprezintă doar experiențe pozitive asociate Becky și cu mine am avut o astfel de experiență. Când am tras la un hotel într-o seară târziu, nu era niciun hamal sau valet la intrare, așa că i-am cerut funcționarului de la recepție să-i spună valetului să ne parcheze mașina și hamalului să ne aducă bagajele sus în cameră. Ne-a răspuns că nu era nicio problemă, așa că am urcat în camera noastră și am început să ne relaxăm. Trecuse deja o oră și bagajele noastre nu fusese încă aduse, așa că am sunat la recepție. Ca să nu mai lungim, tot ce avusesem cu noi fusese furat, cărți de credit, pașapoarte și un cec consistent pe care deja îl contrasemnasem. Avusesem bagaje pentru două săptămâni. Vă dați seama în ce stare eram. Și cum eram în acea stare de furie, mă uitam la Becky, care era și ea înnebunită. După vreun sfert de oră, mi-am dat seama că, dacă eram supărați, tot nu puteam schimba nimic. Și, de vreme ce nimic nu se întâmplă fără vreun rost, trebuia să fie și un avantaj în toată povestea asta. Așa că mi-am schimbat starea și am început din nou să mă simt bine. După vreo 10 minute m-am uitat la Becky și am început iar să mă enervez, aducându-mi aminte de niște lucruri pe care nu le făcuse în acea zi. Cu siguranță că nu mă simțeam atras de ea. Apoi m-am oprit și mi-am pus întrebarea: Ce se întâmplă aici? Și mi-am dat seama că legasem de Becky toate sentimentele mele negative datorate pierderii bagajelor, deși ea nu avea nici o vină în toată întâmplarea. Privind-o apoi, m-am simțit groaznic. Când i-am spus ce sentimente trăiam, s-a dovedit că și ea avea aceleași sentimente în legătură cu mine. Ce făcusem noi? Pur și simplu distrusem ancorele. Am început să facem câteva lucruri pozitive, plăcute unul pentru celălalt. Lucruri care, în 10 minute, ne-au adus într-o stare grozavă atunci când ne priveam unul pe celălalt. Virginia Satir, celebra consilieră de probleme de familie și căsnicie, folosește tot timpul ancore în munca ei. Are rezultate remarcabile. Modelând-o Bundler și Grinder, au remarcat diferența dintre stilul ei și acela al terapeutului tradițional de familie. Atunci când un cuplu cere un astfel de ajutor, mulți terapeuți consideră că problema de bază o constituie emoția și furia suprimată pe care cei doi le nutresc unul pentru celălalt. Și că ceea ce îi va ajuta este să-și spună unul celuilalt exact ce gândește. Toate lucrurile care îi supără reciproc și așa mai departe. Vă imaginați ce se întâmplă de multe ori atunci când încep să-și spună toate lucrurile care îi deranjează reciproc. Dacă terapeutul îi încurajează să-și transmită mesajul de furie cu forță și vigoare, ei ajung să creeze ancore și mai negative pe care le leagă fiecare de vederea feței celuilalt. Desigur că sunt de acord că exprimarea acestor sentimente ar putea fi de folos dacă cineva le-a ținut în el timp îndelungat. Și dacă sunt convins că este esențial într-o relație să spui adevărul, Pun totuși la îndoială efectele ancorelor negative pe care le poate genera acest procedeu. Ne certăm toți când începem să spunem lucruri pe care n-am vrea să le spunem, și cu cât spunem mai multe, cu atât ia amploare conflictul. Atunci când știe cu adevărat cineva care sunt, de fapt, adevăratele sale sentimente, sunt ceva dezavantaje în a te pune într-o stare negativă înainte de a-i comunica persoanei iubite ce simți pentru ea. În loc să îi lase să zbiere unul la celălalt, Virginia Satir își pune participanții să se privească așa cum au făcut-o când s-au îndrăgostit prima dată. Le cere să-și vorbească așa cum își vorbeau atunci când s-au îndrăgostit prima oară și pe parcursul întregii ședințe, ea continuă să atașeze ancore pozitive, așa încât atunci când își văd reciproc fețele, să se bucure enorm. Aflați în această stare, ei își pot rezolva problemele prin comunicare limpede, fără să-și rănească reciproc sentimentele. Ba chiar, se tratează unul pe celălalt cu atâta atenție și sensibilitate încât această situație creează un nou tipar, o nouă cale de rezolvare a problemelor pe viitor. Să vă mai dau un alt instrument puternic care să vă ajute să vă descurcați cu ancorele negative. Mai întâi, să creăm o ancoră puternică și pozitivă de resurse. Întotdeauna este cel mai bine să începeți cu cea pozitivă și nu cu cea negativă. Așa încât, dacă cea negativă devine greu abordabilă, să aveți un instrument cu ajutorul căruia să ieșiți repede și ușor din această stare. Vreau să vă gândiți la cea mai intensă experiență pozitivă pe care ați trăit-o vreodată în viața voastră. Puneți în mâna dreaptă acea experiență împreună cu simțămintele legate de ea. Închipuiți-vă că faceți acest lucru și pipăiți ca să vedeți ce simțiți când aveți așa ceva în mâna dreaptă. Gândiți-vă la o vreme când vă simțeați foarte mândri de ceva ce realizaseți și puneți și acea experiență tot în mâna dreaptă. Acum, gândiți-vă la o vreme când aveați sentimente drăgăstoase, pozitive, puternice și puneți-le tot în mâna dreaptă, încercând să vă dați seama cum le simțiți acolo. Amintiți-vă de o vreme când râdeați zgomotos, poate o dată când vă gândilați. Puneți și această experiență tot în mâna dreaptă și încercați să vă dați seama cum vă simțiți cu toate acele sentimente puternice, pozitive, drăgăstoase, înviorătoare. Încercați să vedeți ce culoare are această combinație de sentimente puternice din mâna voastră dreaptă. Orice culoare vă trece mai întâi prin minte. Remarcați ce formă are combinația. Dacă ar fi să le atribui un sunet, cum ar suna? Ce textură au toate aceste sentimente împreună în mâna ta? Dacă toate împreună ți s-ar adresa cu o frază pozitivă puternică, care ar fi aceea? Bucurați-vă de aceste sentimente, apoi strângeți palma dreaptă și lăsați-le să rămână acolo. Acum, Deschideți palma stângă și puneți acolo experiență negativă, frustrantă, deprimantă și furioasă. Ceva care vă supără sau v-a supărat. Poate ceva de care vă este teamă, ceva care vă îngrijorează. Puneți-o în mâna stângă. Nu este nevoie să o palpați. Aveți grijă să vă disociați de ea. Este doar acolo, în palma stângă și atât. Acum, vreau să vă conștientizați sub modalitățile ei. Ce culoare creează situația negativă din mâna voastră? Dacă nu sesizați nicio culoare sau nu vă face nicio impresie imediat, comportați-vă ca și când ați sesiza. Ce culoare ar avea dacă ar avea-o? Treceți prin celelalte submodalități. Ce formă are? A turnă greu sau e ușoară? Ce textură are? Ce sunet scoate? Dacă ar fi să emită o frază, ce credeți că v-ar spune? Ce sunet scoate? Ce textură are? Acum urmează să facem ceea ce se cheamă ancore de demolare. Puteți jongla cu acest procedeu în orice fel vi se pare vă firesc. Una din posibilități ar fi să luați culoarea în mâna dreaptă pozitivă, să vă închipuiți că este un lichid pe care îl turnați repede în mâna stângă, făcând sunete caragioase și distrându-vă când faceți asta, faceți acest lucru până când ancora negativă din mâna voastră stângă capătă culoarea experienței pozitive din mâna dreaptă. Luați apoi sunetul pe care l-a scos mâna stângă și dați-i drumul în mâna dreaptă. Observați ce face mâna dreaptă cu el. Luați acum sentimentele din mâna dreaptă și turnați-le în stânga. Observând ce influență au asupra mâinii stângi în clipa când ajung acolo. Împreunăți-vă mâinile și țineți-le așa câteva momente până când le simțiți la fel. Acum, culoarea din mâna stângă trebuie să fie aceeași cu cea de mâna dreaptă. La fel și sentimentele. Când ați terminat, Încercați să vedeți ce s-a întâmplat cu experiența care se afla în mâna stângă. Este foarte posibil să o fi golit de toată puterea cu care vă supăra. Dacă nu ați reușit, încercați din nou exercițiul. Folosiți alte submodalități și jonglați mai energic cu ele. După una sau două încercări, aproape. Orice poate fi vlăguit de putere, ceva care era la un moment dat o putere ancorată negativă. În această fază, fie vă simțiți bine, fie că aveți măcar sentimente neutre în legătură cu experiența respectivă. Puteți aplica această procedură și în cazul în care sunteți supărat pe cineva și vreți să schimbați această situație. Vă puteți imagina că aveți în mâna dreaptă chipul cuiva care vă este cu adevărat agreabilă, iar în mâna stângă chipul cuiva care nu vă este deloc simpatic. Începeți prin a vă uita la persoana cu care nu o simpatizați, apoi la persoana pe care o simpatizați, apoi din nou la persoana pe care nu o simpatizați și iar la persoana pe care o simpatizați faceți din ce în ce mai repede acest lucru fără să mai țineți cont care este simpatic și care nu împreunați vă mâinile respirați așteptați un moment acum gândiți vă la persoana pe care nu o simpatizați în acest moment ar trebui să o simpatizați, sau măcar să nu vă mai afecteze. Frumusețea acestui exercițiu este că poate fi făcut în decurs de numai câteva momente, reușind să schimbați sentimentele pe care le aveți aproape de orice sau oricine. Am aplicat de curând această procedură de 3 minute într-un seminar la care a participat un întreg grup. O femeie din grup și-a pus în mâna dreaptă pe cineva pe care îl simpatiza cu adevărat, iar în stânga, fața tatălui ei cu care nu vorbea de aproape 10 ani. A reușit astfel să-și neutralizeze sentimentele negative față de tatăl ei. I-a telefonat seara aceea și a vorbit cu el până la patru dimineața, iar acum sunt din nou în relații bune. Este absolut necesar să ne dăm seama de puterea acțiunilor noastre atunci când ancorăm copii. De exemplu, fiul meu, Joshua, s-a dus într-o zi la școală și un grup de oameni preocupați le-a ținut copiilor o prelegere în care îi povățuia să nu se mai suie în mașinile unor oameni necunoscuți dacă aceștia se oferă să-i conducă. Un mesaj important și admirabil. M-am bucurat că fiul meu a aprofundat acest lucru. Problema a apărut în felul în care li s-a transmis mesajul. Grupul a proiectat niște diapozitive asemănătoare cu cele înspăimântătoare care li se arată adulților care fac școala de șoferi. Le-au arătat afișe cu copii dați dispăruți. Le-au arătat chiar și cadavre cu copiii culese din șanțuri. Așa sfârșesc copiii, ziceau ei, care acceptă să se suie în mașinile unor necunoscuți. Era limpede că ieșea din strategia pentru motivație. Rezultatele au fost însă distructive, cel puțin pentru fiul meu, dar cred că și pentru alți copii. Ceea ce au realizat a fost un echivalent pentru o fobie. Fiul meu a început să aibă tot felul de viziuni groaznice, de mari și strălucitoare, cum că va fi omorât, pe care le-a asociat cu mersul pe jos către casă. În acea zi a refuzat să vină pe jos acasă și a trebuit să fie luată de la școală. Următoarele nopți se trezea înspăimântată din somn din cauza coșmarurilor și a refuzat să meargă la școală pe jos împreună cu sora lui din fericire eu înțeleg principiile care generează și afectează comportamentul uman eram plecat din oraș și când am aflat ce se întâmplase am făcut o serie de ancore demolate și o cură antifobică la telefon a doua zi s-a dus la școală singur încrezător puternic și plin de însuflețire. Nu avea să fie imprudent. Știa de ce trebuia să se ferească și cum să aibă grijă de el. Avea acum forța să trăiască viața așa cum voia el, nu cu spaimă. Era limpede că cei care susținuseră acea prezentare nu fuseseră animați decât de bune intenții. Sinceritatea însă nu garantează că lipsa înțelegerii efectelor ancorării nu poate duce la necazuri. Aveți mare grijă ce efect are asupra oamenilor ceea ce spuneți, mai ales asupra celor mici. Să mai facem un ultim exercițiu. Transpuneți-vă în această reproductivă puternică și alegeți culoarea care vi se pare a fi cea mai însuflițitoare pentru voi. Apoi gândiți-vă la o expresie pe care ați spus-o când vă simțeați mai fericit, mai în centrul atenției, și mai puternic ca niciodată. Gândiți-vă apoi la o experiență neplăcută. La o persoană care este o ancoră negativă la ceva de care vă temeți. Mental, îmbrăcați experiența negativă cu forma pozitivă. Faceți-o cu convingerea fermă că puteți lua prizonier sentimentul negativ din ea. Apoi, luați culoarea însuflețitoare și suflați-o la propriu peste toată ancora negativă. Dar cu atâta forță încât ancora să se dizolve. Aflați sunetul și palpați senzația care apare în momentul în care sunteți însuflețiți în întregime. În final, spuneți ceea ce ați spune dacă v-ați afla în starea voastră cea mai viguroasă. Atunci când ancora negativă se dizolvă într-o ceață, ce are culoarea voastră preferată. Spuneți acel lucru care vă accentuează vigoarea. Ce părere aveți acum despre situația negativă? S-ar putea cu greu să vă mai imaginați cât de rău va a pricinuit înainte. Faceți acest exercițiu cu alte trei experiențe, apoi faceți-l cu altcineva. Dacă acum doar ați citit, toate acestea vi se pot părea drept niște exerciții ciudate, chiar stupide. Dar dacă le aplicați, vă veți convinge de puterea incredibilă pe care o au. Acesta este ingredientul cheie al succesului, capacitatea de a elimina din mediul în care trăim elemente care ne declanșează stări negative sau neproductive, înlocuindu-le cu unele pozitive în propria noastră persoană și în ceilalți. Una din căile realizării acestui deziderat este să faceți o schemă cu ancorele importante, pozitive și negative din viața voastră. Observați de ce natură sunt stimulii primari care se declanșează: vizuali, auditivi sau tactili. Odată ce știți care sunt ancorele voastre, treceți la demolarea celor negative și folosiți-le din plin pe cele pozitive. Gândiți-vă la binele pe care îl puteți face, învățând să ancorați efectiv acele stări pozitive, nu numai pentru voi, dar și pentru alții. Să presupunem că ați discutat cu asociații voștri. Ați transpus într-un cadru mental motivat, la momentul oportun, și i-ați ancorat cu o atingere sau o expresie sau un ton al vocii pe care l-ați putea repeta în viitor. După o vreme, ancorând de mai multe ori acele stări mentale pozitive, ați putea scoate la suprafață în orice moment acel gen de intensă motivație munca lor ar fi mai meritorie. Compania ar avea de câștigat și toată lumea ar fi mai fericită. Gândiți-vă la puterea pe care ați avea-o în viață dacă ați putea transforma lucrurile neplăcute în ceva care să vă facă să vă simțiți bine sau suficient de viguros pentru a le schimba. Aveți puterea să realizați acest lucru. Vreau să vă dau ceva la care să vă las să cugetați. Nu numai privitor la ancorare, ci și la alte tehnici pe care le-ați învățat până acum. Există o incredibilă sinergie, un simț al procesării, care derivă din stăpânirea oricăruia dintre aceste priceperi. Așa cum o piatră aruncată într-un lac generează acele unde concentrice pe suprafața lui liniștită, aplicarea cu succes a oricăria dintre aceste priceperi atrage succes după succes. Ar trebui deja să aveți o idee clară și solidă privitor la puterea acestor priceperi. Speranța mea este că le veți folosi, nu doar astăzi, ci în mod constant în viața voastră așa cum ancorele stivuite din atitudinea de maestru de karate devine tot mai puternică cu fiecare folosire. Tot astfel, vă veți amplifica și voi puterea voastră personală cu fiecare pricepere în plus pe care o învățați și o stăpâniți și o folosiți. Există un filtru pentru experiența umană care efectuează felul în care vedem lucrurile pe care le facem în viața noastră. Aceste filtre afectează ancorarea și orice altceva am discutat până acum în această carte.